ceva. Astăzi, pe ordinea de zi, avem dispoziția numărul 84, convocarea Consiliului Local de Ședință Ordinară pentru data de 28.02.2017. Pe ordinea de zi, astăzi, avem 8 puncte și diverse. Avem aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 09.01.2017, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor, solide în județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate, condamnate. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor prevederi cuprinse în anexa hotărârii Consiliului Local numărul 61-29 din 12-2016 referitoare la stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2017 la nivelul Comunei Crești, județul Bacău, ca urmare a prevederii legii din 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife precum și completarea unor acte normative. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale al patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIF. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 4-2016. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei conform prevederilor legii numărul 188 pe 1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare și hotărârea de guvern numărul 611 pe 2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare. Și la punctul numărul 8 avem diverse probleme. Mai avem ordinea de zi se suplimentează cu proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului modernizare infrastructură rutieră în Comuna Crejdea și de Bacău, proiect inițial de istor. Putem să începem cu... supunem la vot ordinea de zi, care sunt legate. Supunem la vot procesul verbal de la ședința din ianuarie 2017. Dacă sunt obiecțiuni, dacă nu, supunem la vot. 15 voturi pentru, da? Un act adițional pentru ADIS în legătură cu contractul de delegare a serviciilor și elaborarea documentației. Se numea actul adițional numărul 2. Acela solicită ADIS-ul ca să fie abrogat pentru că introduc mai multe clauze și eu supernicesc Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru procedura de achiziție în vederea selecției a unui operator comun pentru toate comunele, cele două comune care sunt implicate pe ISPA. Și acolo fac precizări în privința finanțării. Așa. Inclusiv pentru utilizatorii casnici, dar au mai introdus utilizatorii non-casnici. Atunci nu erau. Se referă la film. În contract anterior nu figura treaba asta și s-a atașat și lucrul acesta. Atâta este vorba. Dacă mai sunt întrebări? Să trecem la vot. Cine este pentru? 15. Thank you.
numărul 3, privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local. Ați avut materialul la mapă, dacă aveți ceva de adăugat. Aici sunt pentru cei cu 14, lucrările care vor fi făcute de cei care cei de la 416 au competență de a le face, inclusiv cei care sunt condamnați. Avem o grilă, o listă de lucrări, dacă sunt probleme la lista respectivă, știe, dacă nu, să supunem aprobării proiectul respectiv. Sunt discuții? Da. Cine este pentru? 15 voturi pentru, da? Da. Avem la proiectul numărul 4, privind proiectul de hotărâre privind abrogarea unor prevederi cuprinse în anexa hotărârii Consiliului Local. Pentru asta, deci, cred că... sunt alea 101 taxe, știți, aprobate, da, nu, nu-i de 101 taxe care a venit cu întâi februarie, parcă. Și aveam și noi acolo prinsii cu taxe pentru matricularea cu autoturism, cu astea. Deci, ce e legea constituțională, trebuie să stăm și noi din hotărârea Consiliului Local, care am aprobat-o în noiembrie, decembrie... În hotărârea de Consiliul Local, deci... Bine, din toate alea 101 taxe, nu va mai fi taxă pentru certificarea cu animalele alea 5 ani, 52 ani și cu taxe din matriculare care se plăteau. Și taxele este asociate de timbru la, cu registrarea schimbării numelui sexului. Deci astea toate vor plătea din hotărârea Consiliului Local inițială din decembrie. Dar asta este conform legii 1/2007 și cu cele 101 taxe. Dacă sunt discuții? Cine este pentru? 15 voturi pentru, da? La proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP. Cotizația rămâne... Pe 1.000 de lei. Deci 1.000 de lei pe an. Ca și anul trecut, aceeași ca anul trecut, deci nu avem prea mari discuții. Cine este pentru? Numărul 6, proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 4/2016. Doamna. Aici, în afară de utilități și salarii, pe care nu va pot să le numere acum la fiecare capitol, în mare parte, ca plăți mai mari, au fost investițiile pe care am făcut proiectul la extinderea pe strada stadionului, și cu avizile, ridicări topo, întocmire documentații și avizul pentru programul ăsta PND cu modernizarea infrastructurii la drumuri, lucrarea la iluminatul public, dirigintele de șantier la recepția și pentru lucrarea cu iluminatul public, o parte din lucrarea cu reabilitare infrastructură cu inundații, banii aia care i-am primit prin hotărârea de la guvern. S-a făcut o parte, s-au dus bani în excedent anul ăsta la buget, îi luăm înapoi și terminăm de banii aia ce aveam de făcut, terminăm contractul și dirigintele de șantier. La drumuri am mai luat, deci în afară de carburant, servis la buldo, antiderapantul care l-am cumpărat, excavatorul ăla, mobilierul de aici, am făcut la bibliotecă, la primărie, cam astea au fost primarii, în afară de salarii și utilitățile care au iluminat, timbri, poștale, tot ce depoge pentru funcționarea instituției. Dacă sunt discuții? Sunt plăți care au fost aprobate oricum hotărâri în Consiliul Local. Cine este pentru? 15 voturi pentru, da?
Punctul 7. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei conform prevederilor legii numărul 188 din 1999. Aveți material la mapă, dacă aveți ceva de adăugat sau... La suplimentare. Am băgat la urgență proiectul cu drumurile. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Proiect privind aprobarea concesionării prin licitație a terenului intabilan în suprafață de 499 hectare. E vorba de balta de la Vale. De atâta timp încercăm să concesionăm această baltă. Am făcut documentația și cât să facem pașii cât mai repede, am băgat acum la urgență. Deci cred că nu sunt... dacă sunt probleme, întrebări, ați avut la mapă? Întrebări în privința... O singură întrebare aș avea, mă scuzați că sunt neacere, ci... problema este următoare. Dintre noi, oricum, nimeni nu se poate să concesioneze, având în vedere că suntem consilieri și așa mai departe. Problema este următoare. O singură problemă aș avea de comentat, am citit tot materialul ăsta, este bine făcut. Eu zic că termenul 10 plus 5 ani este un termen mic. Pentru că condițiile care se cer în acest material, îi se impune omului să facă, să, eu știu, să pregătească ceva acolo, ceva pentru turism, să pregătească balta, să facă, să facă un lucru bun acolo, scaunul și tot ce trebuie acolo. Dar acel om care vrea să facă treaba asta, nu îi trebuie niște bani. Chestia asta, să nu vă întrerup, de ce 10 ani și nu mai mult? Pentru că vedeți că am reușit într-un final să scoatem concesiunii la pachet și nu separat, cum era inițial discutat că ar trebui să scoatem balta separat, pășunea separat. Ne-am dus la Direcția Agricolă împreună cu domnul Onu, l-a elaborat un expert, pentru că nu se poate elabora așa o cum. Și la partea de pășune nu-ți dă voie mai mult de 10 ani. Și aveam cum să punem 10 ani la una, faptul că le scoatem la pachet și contractul se va face împreună. Termenul maxim pentru asta era 10 ani cu prelungire în jumate încă atâta, adică încă 5 ani. Deci noi am pus oricum maximul cât ne-a dat voie legea. Bine, dar la dispoziții finale spunem următor la punctul 3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de concesiune vor fi însușite prin hotărâri de Consiliu. Deci, se poate prelungi. Da, se poate. Nu, dar nu se poate prelungi după aia. Nu, da, așa. Înțelegeți? Deci, aici era discuția. Și să vă spuneți că nu îi dă voi mai mult de 10 ani, plus încă jumate din termenul inițial. Și atunci, noi nu puteam să spun, domnule, scot pășunea 10 ani și balta 50 de ani. Că e la pachet contractul. Și așa, redevența am scăzut-o cât s-a putut. Am pus 5.000 de lei de ani, la 80 de milioane cât era inițial, pentru am scos, nimeni. Am scos inclusiv investițiile, adică să nu fie obligat să investească, pentru că nu vine nimeni, nu are nimeni. Oricum, sunt niște condiții aici, trebuie să aibă două vaci, o vacă jumate, nu știu cum. O vacă jumate, s-o din ce am înțeles eu. Deci trebuie să ai minim două vaci, dar nu merge o vacă și un porc, ca să la medicul de veterinar, registru de evidență, nu știu cui, adică... Nu, nu, acolo sunt mai multe probleme, cu mediu și multe avize la treaba asta. Dacă dumneavoastră spuneți că se poate, eu știu, prelungi după expirarea termenului, dacă, așa, dacă prin hotărâri de Consiliu. Da. Sperăm să fie cineva care să nu se plătească și nu plătim ca El Nino, care a dat și insolvabil și nu mai legi luăm nimic. Nu venit de la judecătorii Hârtia, că nu mai ai gata, El e faliment și insolvabil, deci nu mai pierzi banii. Așa sperăm și asta, să vină măcar să achite, să facă ceva. Dacă vin iar să stau după el să le execut și n-am făcut nimic. Acolo în orice caz, acolo trebuie să fie unul care într-adevăr care trebuie să facă muncească. Să-i piardă pe apă să Eu sper că de data asta să putem să... Bine, având în vedere că o să fie scoși pe internet, probabil că da, e vorba de licitații. Da, presă locală, în monitor oficial, în respectăm legea, pe site-ul primării, dar deocamdată aprobăm documentația. Să fie prețul cel mai mare, da, e un preț. Bine, atât.
Cine este pentru? Deci, 15 voturi pentru, da? La fel mai avem un proiect privind aprobarea indicatorului tehnico economic al proiectului modernizare infrastructură rutieră în comuna Chiajna de Subacru. Practic, aprobăm numai indicatorii tehnico economici, ales la mapă dacă sunt probleme de băi. Deci facem un PPND-le, Program Național de Dezvoltare Locală, pe fonduri europene. Noi, practic, parte de cofinanțare, nici nu știu, nu avem parte, practic tot proiectul se derulează pe fonduri europene. Noi aprobăm, practic, indicatorii tehnico-economici. Dacă sunt discuții. Scăzile bine am prezentat data trecută. Bine, sunt de acolo. Da. Cine este pentru? Și 15 voturi pentru, da? Discuții privind asociația sportivă Aripile Cleja. Ei ne cer niște bani, 40.000 anual. Avem în spate lista pe, care justifică memorul justificativ al acestor sume, dacă sunt probleme. Dacă nu trecem la aprobare, noi vom urmări din scurt derularea acestui proiect. Mai mult de atâta, dacă sunt probleme, aveți idei, alte idei. Deci un vot de principiu? E un vot de principiu, pentru că nu avem buget. A discutat ideea. Da. Rămâne așa. Da. Cine este în cu bursele pentru elevi. Știți că noi dădeam în fiecare an 15.000 de lei. Doamnele de la școală ne-au făcut adresă ca un număr de 90 de elevi pentru burse. Discuția a fost într-un consiliu de administrație, știe și domnul primar și doamna vice, că 15.000 ăștia adunați venea foarte puțin, undeva la 30 de lei pentru ajutorul, pentru bursele sociale și 50 de lei pentru cele de merit. Deci atâta reușea să împartă cei 15.000. Ideea e acum. Eu n-am găsit nicăieri într-o lege unde se spună, domnule, n-ai voie să-i dai mai mult din nu știu cât, sau este o sumă minimă, o sumă maximă. Ideea împreună cu dumneavoastră acum. Dăm tot 15.000. Bine, noi discutăm din principiu, nu știm încă ce buget avem. 15.000 sau să hotărâm, domnule, hai cât să dăm per copil? Că venea foarte puțin, 30 de lei, bursa socială de copil. Și împreună cu dumneavoastră o discuție de principiu, ca o idee și pentru mine, să vedem, mărim plafonul sau dăm tot așa ca și până acum. Și bursa de merit câte? Era 50 de lei. Atâta sunt 30 la socială, 50 la de merit. Și se împărțea așa, erau copii foarte buni, dar s-a dat la media maximă, că n-avea de unde să dea la toți cu 9, 99 sau dădea maximul care era, deși merita și ăla până 9,50 cel mai mult, dar și merita. Dar... Având în vedere că se împuținează copii, se poate mări. Da, dar este o taxă limită. Nu, 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 noi spunem că Consiliul Local poate aproba finanțările astea complementare la școală. Dar asta de comuna comunească, adică... Eu am fost în alte comune și m-am interesat să urmăresc mult mai mult unde. Nu costă 30 de lei pentru că ia el nota 10 pe linie. Mi se pare o sumă extraordinară, măcar
ar trebui pentru cei cu medii foarte mari, dar un 2-3 milioane. La Sascuta am văzut 10 milioane, 5 milioane, adică... La medii, dar la sociale... La sociale, bine, sociale, nu știu. Ca aproape toată școala, mama și tata mă lucrează social toți aici. Mama, tata și tata și trece. Trebuie să justificați... Nu, pentru merit aș merge un pic, să stabilim o sumă mai mare. 200 de lei. 200 de lei. 200 de lei pentru merit. Oricum ar trebui mai de bugetul. Pentru merit social, rămâne la 50 de lei. Dacă la 50 de lei la social și gata. Păi, Boș, dacă mărim la 200 de lei, stabilim împreună la toți copiii până la 9, cât stabilim? Dar până la 9,50 în sus, nu? Sau cum? De la noi, pentru că dacă ai număr de copii mare, chiar îți trebuie puțin de copii. Nu poți de la noi, de la 9,50 să mergem. Dacă poate, nu trebuie mic. Dar este locul 1, locul 2, locul 3. Adică, cel mai bine. Dar sunt copii cu 9,50, nu locul 1, ești cel care ia. Păi eu ce zic, cu 10 pe linie dai 2 milioane, pentru cel cu 9,50 1 milion jumate, pentru cel cu 9 lei 1. Îi dai, în sensul ăsta, adică e de partea de aia, un fix să se vadă și competiți. Și sociale, rămâi 30 de lei sau mai măriți la 50? 50 de lei. Dar la social ar trebui făcut o selecție, pentru că mai e rigoroasă. Acum ai văzut, fiecare angajator vine cu salariul și cu economii și restul banilor lui de din mână și așa intră toată lumea. N-ai cum să facem selecție. Noi suntem la primărie. Școala este care stabilește. Chestia că știți foarte bine și nu, de exemplu, vin și-și face aștept social de la primărie. Dar asta mai lucrează, dar lucrează la negru. Nu poți să iei în calcul și lucrează la negru. Nu scrie nicăieri. Mama e casnică, la noi majoritatea mamele sunt casnice. Ce să-i spun omului, tu îmi declari 10 milioane că atâta câștigi pe șantieră, el spune nu câștigi nimica. Ia de mână că atunci adevenință de venit la ANAF nu realizează venituri, ce poți să-i faci? E o chestie așa. Sunt cazuri particulare. Lucrurile acestea sunt cazuri particulare. Majoritatea, într-adevăr, sunt probleme. Da, dar cei care sunt cu probleme se văd și acasă. Deci te văd și acasă. La o anchetă socială îți dai seama dacă ăla ia 10 milioane pe lună sau ia 20. Deci, sau dacă ajung la copii banii acolo și nu... Păi, în momentul când ajunge acasă la el și are mașina în curte și are aia, și are aia, și are aia, păi, dar nu-i chiar să și aia, dar e mai veche mașina de urmă. Da, mașina nu are ce mânca. Băi, dar nu e chiar social, n-are ce mânca, da? Cine este Petru? Bine, dar această problemă se poate discuta și în Consiliul de Administrație, în școli. Păi noi am discutat, dar hai să vedeți că din ce am înțeles când s-a aprobat și prima dată, când s-au început să dea ajutoarele acolo astea, tot în Consiliul s-a stabilit suma, nu, dăm 15.000. Așa au fost atunci, dați-vă, și acum poate n-am bani, dau tot 15.000, că dacă mă întreabă să fac peste tot, de unde se știe, nu știu ce. Erau așa de mulți copii atunci, dar... Erau mai mulți atunci, erau mai mulți. Nu, anul ăsta vrem să mergem ori pe PNDL, vreau să depun, cred că vom face o extraordinară cât de curând. Facem o cerere de finanțare, să vedem dacă obținem banii pe PNDL sau pe PNDL acum. Dacă obținem acești bani, nu mai facem WC-ul, că facem în cadrul proiectului care vom accesa. Dacă nu reușim, în vacanță tot va trebui să facem un WC-ul, pentru că este mai scasă. Aici e jav. E jav, așa este. Chiar am vorbit cu directoarea și mi-a spus că a intrat o singură dată în WC-ul. Dar sper ca să obținem bani pentru reabilitare școală. Și atunci, în cadrul proiectului, care urmează să-l facem, facem și WC-ul. Dacă nu, dar totuși cu oamenilor care au, nu se poate măcar să repare ușile alea, trebuie să țină ușa cu mâna copiii ca să intre la... Sperăm că e vorba de fete.
chiar fiică mea, vezi că trebuie să țină ușa cu una să țină de ușă și una să meargă să-și facă. Sperăm că lucrurile se vor mai schimba. Au câte câte doi oameni aici și se pe asta, măcar o balama și două cuie. Se întâmplă la mea, dar o chestia permanentă la sufrerie stație. A, mă, dar în pauză să bați două balamale la ușă, nu-i de la gaz. Vorbim cu tine, să vedem despre ce e vorba. Dar ce trebuie să punem pe foc sau ce trebuie? Nu e vorba că punem pe foc, dar oricum, nu? Păi de ce să stea? Deci, uite prin... Și așa fac. Zice că se duc și atenționează copiii, ei se duc special în pauza de o între ore și copiii tot fac în contra. Fac în timpul orelor, răs răi. Sunt către, mai exemple, rele. Sunt copii mai puțin ordonate. La curăț. Rică. Da, sunt profesori care sunt. O să discutăm cu directoarea. Profesorul e legat de mâine acum, cu... N-are voie să la atingă, n-are voie să pună până acolo. Dacă îl cear un pic mai tare... Bine, dacă îl filmează și la... Da. Mă ofere și pe telefon. Dar nu trebuie domnule, la dimensiunea să vezi. Sunt băieți de la ce? Dar nu vine nimeni. Deci el chemat eu personal. Dar nu trebuie să-i chem, tu trebuie să-l spun directoarea de acolo, directoarea vorbește cu directoarea de la și trimite la vară. Nimeni. Cum? Da, odată eu am fost împreună și adică n-am găsit nimic, nu am cumpărat personal. Nu ies nimic. Ies copiii, ce să-mi faci? O să stai după ei. Ce se face regulă în clasă, este un șef al clasei, pentru că nu se poate. Domnul Ghe, face este șeful clasei, este ofensorul nostru, este tabel în clasă acolo, pe șeful clasei, da. Tu liniștea, ordinea. Bun, domnule, este ca tu, te duci la frumos, la dirigent, îți spui să aducă părintele Ivan să repare ușa. Păi așa, ce faci la mea dar toate școlile? Nu s-o rezolva nimic, adică păi, și nu este numai dirigent, dar cu clasa așa, descuiată, dacă nu ia atitudine și nu face. Aici e vorba de profesor. De ce la Somușca este curățenie, este ordine, este disciplină și de ce la treabă școlă nu... Acolo a fost mereu la sub. Păi eu ce zic? Păi să pleacă de la conducere unități. Și copiii sunt foarte rele. Asta e ce zici ca director, ai șef al clasei, în fiecare clasă, tu șef de clasă, este un responsabil cu nu știu ce. Totul pleacă de la profesor. De profesor direct. Adică profesor. Îi spui o dată de două ședințe acasă aducă la bani, îți spui să apă și o să mai zice clasa. Eu zic că se poate gen de la punctă cu profesorul. Se cheme pe părințele și nu știu ce are care. La ce ține de la domnule, dar nu știu. Asta plătește. Și atunci o să zice. Dar nu, director, nu are timp să stea de clasă în clasă, să uite ce îi strică asta. De asta sunt șef din clasă, au fost copii în clasă, de asta are dirigenții, directoarea trebuie să se ocupe să vadă în clasă. Unii persoane, v-am zis cum, este dirigent, șef de clasă, copil care stă în clasă, este șef de zilnic de ăsta, de serviciu, este el, că n-am înțeles. Totul mai suntem pe vremea că te amenințe cu moartea și mai știu. Dar să știți că s-au schimbat. Se schimbă încet, încet, încet. Da, încet, încet. După aici o ședință. Da. Se schimbă la emoții, poate, tot el schimbă toate. Da, mai avem, în principiu, deci, mai avem un punct de ordine de zi, activitatea pentru existență după programul școală de tip after school, în parteneriat cu FSC-ul. Am prins un buget aici de 2200 sau 20.000. 24.200. Aici așa avem, pentru ca să funcționăm cu after school-ul, să fim autorizați, să îndeplinim toate condițiile cerute conform proiectului care a fost cu 3.2.2, a trebuit să angajăm, și știți și dumneavoastră, cred că mi se pare că v-am mai adus la cunoștință, am angajat un cadru... Am avut pe finanțarea pe două luni. Acum, final întreg ar fi 24.200. Aveți materialul, ați avut, dacă sunt probleme, discutăm. Dacă nu, vă mai repet o dată, dacă nu... Care nu știu. Deci, salariul unui cadru este 15.000 de lei pe an, cu tot cu contribuții, că practic îi dai salariul minim pe economie, jumătate de normă. Jumătate de normă plătim, 15.000 pe an. Vor să cumpere două calculatoare care înseamnă 3.000 de lei. Aici intră și alte materiale educaționale, diferite caiete, care să deseneze copii. Cadourile de 1 iulie, 1.200 de lei. Deci, o zic, domnule, de 1 iulie dăm și noi la copiii ăștia, am rest câte ceva.
1.200.000. Avem școala de vară, vor să meargă într-o excursie, 10 milioane, da, 1.000 de lei. Fond pentru pregătirea profesională echipă, 2.000 de lei. Pentru pregătirea profesională. Aici probabil toate merg la FSC într-un cadru de pregătire, fac training-uri. Pentru ca să se pregătească, să știe cum se comportă cu copiii care să ajungă la nevoile copiilor. Și mai avem costuri comunicare, supervizare, 2.000 de lei pe an. Asta înseamnă relația lor cu FSC-ul, care se duc și cer diferite informații. Să sperăm, cred de fapt, că această sumă va dispărea. Pentru că dacă noi mergem pe autorizația veche cu care avem aici, așa nu mergem autorizația fiind FSC, știți? Și atunci poate va dispărea această sumă. Dar eu cam că lăsăm așa. Total este 24.200. Sunt copii care... Sunt 19 copii, practic, conform proiectului erau 16 copii. Separat de proiectul ăsta aștept să dea mâncare, care au o plătim mai separat. Da, sunt copii foarte mulți cu probleme. Asta este. Mergem mai mult. Copiii ar mai fi în sens că Valea Micu s-a mușcat mult de lor. Nu s-a dat pentru de mai mulți. O să dezvoltăm această activitate în timp, deocamdată sunt bine în proiect. Dacă ne băgăm și în Valea Mică, să se luăm putere. Sunt foarte mult copii am ales acolo. Acolo fac de 5-7-7. Poate că asta nu fiu și se ducă ceva la casă de mâncare. Și se mă urc cu pahar, am mult. Și mai e voață și cu așele, cu de mâncare acasă. Nu, mă dați la copii. Păi, dai de ori, în clasă, în clasă, în clasă, Acum ne-a adus-o domnul Antonică. O cerere de la părintele de la Valea Mică cu acoperitul biserică. Toată suma este 128.000. Aici avem un deviz făcut de părintele, nu știu, este o firmă care a făcut, nu știu cum se numește. Dacă sunteți de acord, sunt aici. Cu TVA, cu toată. Deci văd aici tabla, costă 39.000. Da, ce plouă în biserică sau cum? Da. Plouă? E de hirogenie pe tabla deasupra. Hirogenită sau găurită? Hirogenită. Păi dacă hirogenită, la rogenă nu prea găsă. Păi și nu se poate schimba numai tabla, ce trebuie să schimbe de nou? Poate opți. Da. Acum, ce se întâmplă? Părintele spunea că mai adună și de la populație. Deja da, domnul Ionică a dat bani acolo, am înțeles și Antonică, a contribuit acolo să vin părintele cu... Trebuie să facă totuși o chestie, cât s-o strâns, ce este, ce să... Adică, bineînțeles, ca să... Nu știu, am înțeles că poate că ajută și episcopia ceva, nu știu, adică e... Bine, acolo a dat suma care cât fost, acum cât a fost. Dacă se poate și de... Dar de fapt nu aveți. Jumate din miliardul ăla e manopera. Eu nu cred că în comună la noi nu sunt oameni care să nu facă manopera asta cât de cât. Bine, nu face degeaba nimeni, nici nu are din comună. Dar 41.600 e manopera... Eu cred că a mers pe principiul ăla că firma respectivă a făcut și măsurătorii sau de genul ăsta și fiind... cam complicat acolo, pentru mai multă... Să dea și o garanție. Nu văd nicio firmă din comună de aici care... Eu știu că firme se duc în Bacău și fac case, și izolează, și blocul, și ce fac ele. De un cum se urcă, nu sunt cu bani de la pandele cu papuci. Știi ce se întâmplă? Aici așa, biserica e foarte, este foarte dificilă ca și construcție. Are o grămadă de lucrare. Da. Trebuie... schelă să faci, văd că nu-i prinsă schela, sigur, nu cred. Devizul nu este umflat, da? E vorba de 1.200 lei totuși, 12.000 euro. Da, deci nu este, devizul nu este mare, pentru că
o casă dacă acoperi de costă 200 de milioane, cred că sau. Ai iaburi, ai... A fost tot felul de... Ce chichineți, mereu. Da. Se strigă unul de la... Dar înseamnă că nu se întrebă mără. E serios. Da, da, da. Oricum, de ce trebuie să se să faci proiect, comprăm ordonanțe, doar e trebuie să știu că au mai primit bani și până nu vine cu dosarul complet, eu nu aprob așa ceva, poate să fie ce-o fi, cu conform legii, cu toată documentația în spate, contractul cu firma care face, se poate lua cu... m-am făcut pentru cealaltă, se, se poate lua contractul cu mai multe firme, că poate din el care e cel mai condenare. Nu este problema mea să nu se caute oferte lui. Problema dânsului, ca să iasă cât mai ieftin, nu la mea. Eu când fac la primărie ceva, căutăm și la dreapta și la stânga ofertă, unde o fi. Bine, dacă o găsesc pe prima pe asta și îi se pare mai bună. Și dăm așa bani fără să îi controlăm? Păi, vă faceți serul după asta și vă duceți la Valea Mică și spuneți că ar găsi mai ieftin sau ceva. Deci eu nu trebuie să fac o întreagă documentație, știți prea bine. Noi am zis că vorba de... idee, nu? Da, din câte am înțeles că la anul vin toți. Vin și anul ăsta, nu la anul. Nu, din câte am înțeles, nu știu, peste vreo săptămână, două va semna contractul și atunci pe contract apare acolo. Cum deja se semnează contractul, pe ce bază? Nu se poate, nu chiar așa. Dacă 78% din fondul bagă primăria, primăria nu are dreptul de control sau ceva, n-am înțeles. Dar nu știe că așa, pansa, dacă nu e... Dar nu e cu roția roșii. Da, dar se poate da un acord, nu e discut. Este o firmă care a mai făcut biserică. Domnul la biserică. Nu-i vorba de umblat sau nu-i vorba de umblat, e vorba că-s bani mult. Au de acasă. Ce mașină are, mă? N-are? Au zbor să facă. Poate vedem cu altă mașină. Așteaptă să-i ducem noi la tavă, că noi suntem proști și ducem frate, ia asta facem. Un preot la Valea asta, cu frasul, deși unul era prin pădure, era zăpadă, uite așa. Lanțul la tractoare, mergea de mică acum, cum se spune. Da, poate băgau fondurile biserici. Da, da, asta spune. Da, băgau fondurile. Eu am discutat cu el. Și-o zis, da, noi muncim, facem. A fost tractorul ăla. Legea, care era... Noi muncim, noi muncim și de dobro, cu mâna noastră. Până la urmă, haideți, că suntem prea liniște. Ce facem? Ce facem până la urmă? Oricum spuneți să mai taie de acolo. Păi dar nu o să mai taie, vorba să vedem cât are, cât are primatul, cât o strâns și ce mai are mai trebuie de aici. Deocamdată nu avem solicitare, nu avem nimic. Deocamdată e un deviz pentru ne prezintă că o să aibă nevoie de bani aici, de viitor, ca principiu. Asta deocamdată e o încercare să vadă dacă... Da. Dacă... ca la pește. Deci... Antoni, că dacă te întâlnești cu el, spune că trebuie să facem hârtii. Păi sigur, dar știi, informativ, așa cu hârtii informativ, care avea nevoie de banii ăștia imediat în vara asta, s-a apucă de treabă. Și cu așa mai asta. Ca să, eu știu, na, dacă nu e bugetul ăsta, ca să considerai, să ne pregătim o parte, acolo, să ne pregătim o parte, dacă o fi din ce o să ce faci, hai să vedem ce bugetul ăsta, unde e așa. Aveți vreo promisiune cu drumul ăsta de pe la Consiliul Județean?
Încercăm să mergem. Și avem buget încă, așteptați. Ce treabă? Bugetul nostru. Ala nu-i... Păi nici ei n-au buget. Cum? Consiliul Județean în Cănare? S-a întârziat cu treaba cu mare, cu legea aia, cu ordonanța aia. Avea de 5 aprilie, spre conezea să avem de 5 aprilie. Era vorba despre, în ultima ședință, am făcut noi cu camerele astea. Da. Mai merge? Păi merge, dar avem buget. Aha. Dar vreau să întreb că mi se pare că s-a uitat Siliștea, dacă s-a propus pentru Siliște. Angela, este trecut pentru Siliște? Ce anume? Este trecut în devie. Camere? Pentru camere. Da, da, vreau să s-o propus pentru Siliște unde, că n-am fost atent. Da. Dar unde mai aveai la Siliște camere? Nu cred că s-o discuta despre Siliște, cred că s-o sărit. Este un consumator casnic care se interesează. Nu. Siliște nu e deci asumit. Unde vreți să punem la Siliște? Unde vreți? Păi, dar nu s-a discutat de Siliște. Păi asta vreau să spun. Vreți să punem și acolo? Păi nu zisesem la intrare în comună. La ieșire din sat, la intrare în sat. Da, dar la Vale acolo în Siliște unde... Păi vin și acolo, vin și acolo. La Siliște când vine, nu vine. Asta care vrea să vă răspună, vă spun o soluție. Trage hebrul la lumină și dispare totul. O, mă, s-o vreau. Da, certa din. Nu dispare. Da, bine, bine. Era hotar de acolo. Tot tot era de acolo. Da, deci problema este, vrei, noi vedeam, deci am prins 30 de puncte. 38 de camere sunt prinse. 38 de camere, dar puncte, câte puncte? Asta vreau să spun că sunt în urmă de 3. Au fost trecute pe... Sunt, este o listă. Dar să mai actualizăm o dată. Așteptați, mă duc și eu. Dar așteptați, mă duc și eu. Păi la ce? Dacă nu-ți bani. Oricum, în momentul în care am fost definitivă, mai stăm o dată de vorba. Legătură cu drumul la paralel, la Soci, pe acolo. Da, da, da. Discutați chiar pe... Mai se mai face ceva, adică să lărgim puțin pentru copii, să poată să meargă la școală, noroiul e atât. Dacă am obținut un proiect șosia... să facem un trotuar din, până în Valea Mică efectual, adică un fel de trotuar în care se poate circula și, și căruțe și bicicli, și, adică un pic mai lat acolo, așa, că avem loc acolo, știi? Dar dacă am putea accesa un fond, tot pe PNDL să facem așa, înțelegi? Dacă nu, pe banii noștri. Sau în prima fază, măcar să la Sociu, acolo să... Măcar de la pot, da. Da, să le plăm și să punem palastăm și să mai mergem pe jos. Dar o să facem, dar tot la fel, să vină primăvară, că acum ai înghețat terenul, nici n-ai cum faci. Mai mult noroi, știi? Acum noroi, acum mine. O să facem. Cum se face frumos, cum facem? Acum nu știu cum, la pot acolo, cum o să trecem. Ce este? O să treacă pe lângă pot, pe acolo. Pe lângă pot. Fasuieti pot, că podul are o frumură. Are, dar da. În schimbă, e porțiuni unde trebuie să fie înghețat. Când o să facem pista de biciclete, putem face alături de pot, mai facem un pot pentru biciclete, știi, să treacă un pot. E tonal de ăsta, știi? Și acolo iarăși am vrut să facem trecerile ca să nu treacă căruțele, să trecem căruțele sub pot. Am vorbit cu Farcaș, iar lui Farcaș acolo, știi? Știți, pe timpul înainte de 89, era fost, trecere sub... A fost o trecere, dar grea. S-a deci încercat. Omul când vine cu căruța încărcată, cam greu. Dar sunt situații că stai câte 10 minute, că nu poate să treacă. Poate să stai acolo, dar cum să te faci cu căruța sub pod, vrei și coboi la vaci, pe unde te urci? Da? E greu. A fost făcut înainte, dar... Da, dar n-am făcut acolo. Când s-a făcut, când trecea cu vitele pe acolo. Cu vitele trei. De ieși, să adică... Să trebuiască și eu, poate vă da. Dacă, dincolo de calea ferată sau din coace? Este de la deal care vine, la canalul vine în Toplița la deal.
Nu vă spun, din propria experiență și știm, noi avem un descavatorul nostru. Nu are randament. La fiecare risc alezi urcăm. Fără, așa dacă mergi cu ceam decolmatat, mai vă rău, un excavator pe șenire, ăla într-o zi ți-o făcut, frate. Nici nu se discută. Adică câte e canalul ăla, merge, ar merge repede. Problema este, cum zici tu, să plătească fermerii? Suportă și o parte, pentru că este și interesul lor. Sunt terenuri bănătite, nu se mai pot lucra. Eu zic așa, o șenilată, cred că facem într-o zi alte lucruri. Nu termină? Eu am fost, am uitat. Nu știu, nu știu ce îmi spune să pune chestia. Am mai văzut canalul principal, alea am visat. Care este interesant. Da, rămâșa. Cam două săptămâni trebuie să depășim. Da, asta am răspuns despre el. A, te cu cupă mare? Da. Dar câți kilometri ar fi? Vreo 2 km. Și vreo 2 km jumate. Dacă îi colmatez acolo, fermierii o să spună, băi, ai făcut principalul, fă și secundarul. Păi eu sunt capătos, dar n-am să plătesc pentru principal dacă nu disfaci și partea asta. Nu, dar mă refer că dacă s-ar face, ăla-i colmatat, astea secundarii normal să colmatează și ele. Că dacă e făcut ăla principal, vară, pentru o anumită zonă, nu neapărat până în capăt, pentru că... Bun, haideți să deja facem... Deja e compromis. Ia spunem, canalul ăsta aparține, cum să spun eu, putem plăti din bugetul local? Eu cred că este teren agricol, acolo se plătesc impozitele tot la primărie. Nu, dacă se poate, eu așa aș merge, cu de excavatorul n-ai. Putem să facem. Nu face chiar, trebuie un utilaj mare. Să crească câteva cupe, se vede unde merge. Problema este dacă putem să plătim, pentru că tu spui că agricultorul plătește. Ce plătește? Îți dă un milion, ce faci? Adică nu, unul dă altul, nu dă, este un scandal de nici pentru bani. Atunci o să aibă toți pretenții să le facem. De exemplu, și eu am la Teodan acolo, aș vrea să-mi face și mie drumul ăla, că am lângă baltă. Păi facem drumul ăla, și mie drumul ăla, atunci unde ajunge? Nu, stai o secundă, nu. Dar facem și unde ai, nu facem peste tot, nu se pune problema. Deci noi am zis că nu poți să ne dați la rea, cum facem cu planarii asupra... Dar nu cărința ta. Apa asta... Nu e la mea, e tot ce o să acolo. Ce poți să faci mai mult? Așa ar trebui făcut și drumul ăla care este la dosa. Nu, nu, cine mă rupă? Păi facem și unde ai. Avem proiect, acum facem. Nu, eu mă refer unde urcă. Ascultați-mă, deci nu se pune problema că așa facem și acolo. Facem peste tot, păi dar nu facem peste tot. Acum am intervenit. Adică nu vei că dacă o faci ăla, fă-mi și mie. Facem peste tot, care e problemă, dar avem și toată vara să facem. Bundul ăsta are și la pentru drumul lui putem să facem, pentru drumul lui putem să facem cu al nostru. Adică vezi cu utilajul nostru și îl împingi, în dreptul. Unde la Doradu vrei să spui? Dar eu urcă în sus acolo. Și te duci până la acolo. Cruce aia sus la Sumușca. Am fost până acolo, da? Da, ați văzut că nu se poate circula, e greu tare. O să fac pe apa și ajung. Știu, de îndreptat le putem îndrepta, dar se circulă pe acolo? Cum să nu se circule? Dar toți își care recostile, toți... Asta facem cu utilajul nostru. Ai dus în deal și ai cumpărat o dată și ai îndreptat. Da, o dată de două ori... Mai atunci să facem altfel. Să scotim oamenii din poziția. Până vine... Cine zona respectivă? Cine are terenuri acolo, dacă nu se poate, nu știu cum așa. Nu, domnule, trebuie să facem, nu e o problemă. Dacă ai o problemă, nu faci. Nu faci peste ce. Noi deja ne-am uitat la drumul ăla, am vrut să facem un proiect, chiar să asfaltăm. Dar ne-am uitat totuși că nu se merită să duci până în sus, asfaltez în numărul acolo și bolțarele. Adică, făceam un proiect, tot pe NDL, știi, este extravilan. Dar acum urmează să depunem, facem, încercăm. Dar acolo facem drumul ăla, nici o problemă. Tu spunem că când vrei, la primăvară, când drumul trece... Nu eu vreau, dar pentru populație. Pentru populație. Bine, dar veniți cu idei că facem la toată lumea. Să știți, domnul Voidoc, că ne-am interesat de mica
și nu. Și facem. Dar acolo, e, acolo se circulă mult. Să facem canale, să nu, să nu mai intră oameni în casa apa. După ce terminăm acolo, o mai și pe... Chiar apropo, la mine mai faci acolo drumul în față sau nu? Păi, eu vreau să fac. Deja venim de sus, de la... Vrem să facem drum, de dreapta părăului, albă. Deja am niște probleme cu neamurile mele, dar o rezolv. Că i-am spus că dacă nu merg în instanță. Deci, ăștia când au făcut ridicarea topo, au intabulat până în Buza părăului. Eu nu am acolo. Și am zis, băi, dacă nu vrei să le poziționez pe cale bună, merg la OCPI, cer o comisie de repoziționare și trebuie să merg în instanță. Practic, rezolv. Acolo am o problemă și acolo o să trebuiască, când o să apropo bugetul, să luăm un tub de un metru jumătate, de 1500, ca să putem să treacă cu noiera. Deci, acolo, fără, cum zice, lejuța. Deocamdată, până facem un pod ca lumea, să băgăm un tub de, cu dimensiunea cea mai mare dimensiune, un metru, și atunci să circule, să nu mai treacă pe părău. Și la tine acolo să încercăm să tăiem toți copacii care sunt până în Buza părăului și să facem și la tine un drum acolo. Eu de asta că acolo... interesant dacă face sau nu, că am de gând să fac și eu să, un pot ca lumea, dacă nu... Păi nu, facem. Și ce vreau acolo, de ce vreau drum pe partea dreapta a părăului? Vine acușa, deci am înțeles că s-a reziliat contractul cu firma care a făcut studiul de fezabilitate pentru poimul ăsta care este cu canalizarea. Și acum începe proiectarea din nou și atunci aprindem și pe partea părăului o canalizare de cap-coadă, știi? Pentru că altfel nu aveai cum să faci canalizare. Dar așa, dacă facem drum pe dreapta, vinem cu o rețea de canalizare pe dreapta, o rețea de canalizare pe stânga. Și am rezolvat problema. Și apropo, și cu să aveți în vedere și apa și gazul, zona aia este total uitată. Deci, gazul, ascultați-mă! Anul ăsta... Deci tot așa, când apare bugetul, vedem care e treaba, mă poziționez pe a face rețele de gaz, pentru că apa și cu canalizarea mergem pe proiecte europene. Iar ăștia facem pe banii noștri, din bugetul local. Și atunci, dacă facem lui Alina Colava, așa, facem lângă șosea până în Valea Mică și încercăm să facem fiecare străduță. Și ca să nu spună oameni, domnule, mie mi-ai făcut ăla, ai făcut... Facem la toată lumea și ne ocupăm numai de gaz. În funcție de bani. În funcție de banii care aveam. Asta eu deja am încercat să... Și așa ar ceva gale de la... Deci, bine. Încerc anul ăsta să văd. Am dat niște telefoane să văd, ca și proiect, să văd cam cât costă un kilometru de gaz. Ca în funcție de banii care sunt într-un kilometru, știm de buget. Și atunci facem un proiect... Și la apă, drumul ăsta care a făcut proiectul pentru strada stadionului, costă ca să alimentăm apa acolo pe ușor 2 miliarde. Deci, și eu m-am mirat de ce, dar acum proiectul, ești obligat să pui hidranți, ești obligat să pui la țeavă la 1 metru, la 100, mi se pare. Deci te obligă normativele, acum nu mai sunt ca înainte, băgați țeavă de 63. Bani de 100, pentru că așa să... Din 90. Din 90. Da. Deci, proiecte avem, o să facem. Alina vine cu banii. Sunt 15 miliarde la fond de guvernament. Vedem ce buget avem pe anul ăsta. Oricum, mergem. Apa începe în foimul la anul, mi se pare. Începe să derupă în 2020, cred că avem canalizare. Să vedem. Oricum, singur nu putem face proiecte, deci trebuie să facem în cadrul asociației, pentru că este o chestie unitară, știi? Adică la nivel de județ avem un singur operator și operatorul obține banii pentru canalizarea asta. Trebuie să-și facă singur. Alte comuni au încercat să se desprindă din asociația asta și n-au bun. Mai avem alte probleme. Ascultă, Fănică, s-au dus ăștia și au pus balast cât să ajungă la așa. Așteptăm să se vânte un pic. Și dacă vine un pic să se usuce, într-adevăr continuăm. Până nu mă răspund, nu termin strada aia. Știi?
Trebuie să lămurim pe clopotarul ăsta ca să iei bolțarii de acolo, ca să nu ne încurce. A vorbit cu mine și a zis, domnule, poți să mai lași un pic, nu e o problemă, da, până când să se usuce un pic, să se zvânte. Nu poți acum, e normal, e ăsta. Așa avem, tot la fel, ieri a venit cineva, pleacă... Malu. Ce să faci cu malul ăla? El zice, domnule, pune-mi un stâlp, iar cred că dacă pui un stâlp, ții malul pe loc. Fug malul, de ce naiba să faci? Dar acolo nu sunt salgând, de ce? Nu, deci unde am fost, se omez două duburi. Toate din care nu este nicio căpere, pentru că sunt opaci și ține malul, dar aici unde mi-a arătat băia, pentru că de fapt fuge. Păi dacă nu pui salgând... Este chiar, chiar intersecția cu sărcile. Da. Acolo. Și permanent izbărășteam. Probabil sunt tot izbărășteam. Asta este un stat de jos de stâncă, nisip, nisip, un stat de nisip și fuge. Și unde e mai stâncă, dar? Mă rog, mai prea o salce acolo, mai un copăcel, un preamul. Păi pune-o o salce, dar acum că noi le reglăm pentru drumurile astea, așa le tari. Se fișează, că n-are tot. Cine defișează? Că nu te vezi defișat ca să faci alt drum. Să n-ai să lăsă alcăl cu alt dincolo de iară. Nu, mai acolo e altă. Acum am încercat în toată și pietri și am anunjat drumul. Dar degeaba. S-o depus pe voi. Nu mai să vedem, mai facem o ședință, mai depunem într-un proiect. Da, să felicităm pe domnul Cic, cu ce curs ne-a băgat la Cleja, domnule. Da, eu mă băgă, dar ce-s banii mei, asta e... Unde, l-o băga numai de formă. Nu, face rabat. Am întrebat ieri și a zis că n-are act, dar vine înapoi, nu pleacă. O dura numai 3 zile, atâta. Da, să te-l vezi, mă, da, să-l vezi la asta. Nu mai are clasificare sau ce, nu? Ei, asta e bun, acum trebuie să spun ție ce nu are. Nu are roți. I s-a furat roția. Cum, deci avem autobuz nou? Da, dar de când? Cu mine la ora 8 jumătate. 3 zile la ora 8 jumătate. Auzi, meritul primarului. Exact, domnule. Importantul două luni să arate tot așa. Da, păi ziceau că deja au început la un scaun. Păi da, normal, așa, cu mine. Când nu le dai autobuz și stau în zeri, când le dai autobuz bun, nu au ce face și tot așa. Dar au venit profesorii la mine că e frig în autobuz. Somnul face ceva, e frig. Ana la noi. Ai am mers eu într-o dimineață, era minus 15 grade afară și în autobuz minus 25. Din cauza părinților? Nu mai puteai, de frig. Așa că de ce nu se dacă ai dorit? Da, că de rare căldură. Are clabina lui. Băi, dar de ce nu au căldură autobuzele astea? Sunt mari.